Această emisiune este oferită de Maurer Imobiliare și Bionike. Bună seara, bun găsit! Urmăriți Business la Superlativ, emisiunea care redă profilul unor antreprenori de top și prezintă agenda celor mai importante evenimente economice. În această seară vom afla ce presupune o afacere axată pe citirea trăsăturilor faciale și vom vedea ce spun nasul, ochii și vocea despre procesul de negociere. Invitații ediției vor fi experții de profil, Grațiela Popescu și Cristian Dumitrache. Dar pentru început urmărim împreună agenda de business. Pe data de 12 aprilie a avut loc la Iași conferința denumită Investiții bancare în România. Vorbim despre un eveniment la care au luat parte investitori români și străini, dar și oficialități locale. Cum facem ca economia de piață să funcționeze în continuare a fost întrebarea cheie a evenimentului de profil. Și tot ziarul financiar a organizat pe data de 13 aprilie conferința denumită Matricea SWOT a economiei românești. Evenimentul a adus în prim plan punctele tari, dar și amenințările pe care le are PIB-ul local în contextul războiului de la graniță. La ce trebuie să fie atenți antreprenorii în viitor? A fost tema centrală a conferinței. Agenda de business se oprește aici, dar în continuare urmăriți rubrica Antreprenoriat în frumusețe cu dr. Mirela Moran. În această ediție a rubricii Antreprenoriat în frumusețe discutăm despre rețeta de succes și cum un antreprenor vizionar găsește nișa potrivită în piața în care vrea să activeze. A revenit în platoul nostru dr. Mirela Moraru. Bine ai revenit! Bine v-am regăsit! Deținătoarea brandului Bionike România și Bionike în general și nu doar a Bionike, însă e foarte important pentru că Bionike este vedeta în această seară, în ideea în care pentru a avea succes trebuie să faci o prospecție în piață, să vezi ce lipsește și cum să îmbini investiția cu nevoia clientului, astfel încât să ai și succes, să fii și fericită și până la urmă să îți faci și prietenie în rândul colaboratorilor tăi. Bionike are o gamă foarte largă și începem cu fața, pentru că mă gândesc că de aici a pornit cu pielea sensibilă și acnea. Exact, te rog. Exact. Partea pe care noi am promovat-o cel mai intens a fost partea de acne. Da? De ce? Pentru că vedem că acum mai nou apare și peste 40 de ani și peste 30 de ani și lumea se întreabă de ce n-am avut acne niciodată și apare acum la 40 de ani, de exemplu. Problema este că treptat, din ce în ce, am sensibilizat pielea cu diferite cosmetice. Știi, s-a făcut un studiu la un moment dat că noi ca femei punem zilnic undeva între, ajungem între 8 până la 20 de cosmetice pe noi, pe pielea noastră. Pielea știe, cel mai mare organ, 2 metri pătrați, așa? Iar bărbații mai puțin, ei 3-6. Și gândește-te, fiecare cosmetic are componența lui, da? Înseamnă o multitudine de substanțe pe care le punem zi de zi. Unele pot, cum spune, reacționa între ele și să producă damage-uri, să producă afecțiune ale pielii. Da? Și se întâmplă la un moment dat când spui, măi, uite, am utilizat ani de zile și mi-a apărut pe față sau am schimbat un produs și atunci mi-a apărut acnee pe față. Acnea este, de fapt, răspunsul imun al corpului, al pielii tale la produsul respectiv, la alergia respectivă. Și nu știi. Mai este mentalitatea că dacă nu am avut, nu înseamnă că n-o să am. Realitatea este că, treptat, chiar în 2010, OMSU spuneau că în 2020 peste 75% din populația globului va suferi de cel puțin o alergie, iar din aceștia 50% vor avea pe piele... Dar de la ce? De la o grămadă de... o multitudine praf, de... stres? Nu numai poluarea, da? Poluarea a crescut foarte mult, oricât au încercat să pună filtre, să... poluarea este maximă. Pe urmă, ecranul. Ecranul are Blu-ray, radiații Blu-ray pe care îți îmbătrânesc pielea. Pe urmă, ce mâncăm? Pentru că știi cum nu... fața, de fapt, este exemplu bunăstării noastre interioare, să spunem așa. Și dacă mâncăm mâncare neadecvată sau o grămadă de coloranți, o grămadă de conservanți, asta în timp ne degradează, ca să spunem așa. Pielea.
Bun, și, ele și produsele pentru față, în special, sunt pentru acne, dar nu numai. Nu. Și tratăm exact, și dar ce a fost foarte important la acest brand, că întotdeauna au venit cu ceva inovator. De exemplu, pe partea de acne, au un produs Agneta Zelike, care are și, este singurul produs de pe piață care are acidul azelaic în două componente. O componentă normală, acid azelaic ca atare, sau o componentă retard, adică cu eliberare lentă, se numește Azetrap System, în care de-a lungul nopții, pentru că întotdeauna produsele cu acid azelaic se pun pe față noaptea, se eliberează de-a lungul nopții în aceeași cantitate toată noaptea. Și are efectul scontat din toamnă. Au făcut primul fond de ten pentru acne. Foarte frumos. Da, care pe lângă faptul că tratează și acoperă, da? Și nu mai ai nevoie să folosești un fond de ten clasic. Nu. Deci nu e doar o bază, este mai ales efect că, final. Tenul acneic este un ten foarte irritant. În orice pui, îți poate întreține acnea sau poate să-ți facă chiar mai rău, da? Și atunci este mai bine să folosești un produs dedicat special. Și noi recomandăm produsul Agnet Dermocontrol odată cu fondul de ten. Fondul de ten are inclusiv 30 SPF, da? Are pulber matifiante, adică absorbe sebumul, are o grămadă de beneficii. De ce Agnet Dermocontrolul? Acum se vorbește foarte mult de dermobiotica pielii. Asta înseamnă, noi normal, cu cât pielea are o multitudine de bacterii, cu atât e mai sănătoasă. Cu cât predomină doar o singură tulpină, este mai afectată, este mai bolnavă. Și atunci acest produs, Dermocontrol, el asta face, echilibrează dermobiotica pielii. Foarte frumos. Da? Cât ne costă în medie aceste produse, dacă în medie, deci între 50 și 70-80 de lei. Deci nu sunt prea scumpe sau atât de scumpe. Sunt până într-o 100 de lei. Într-o 100 de lei. Mai departe. Așa. Avem creme diferite. Aici am adus doar o singură cremă. Este crema dedicată persoanelor de peste 40 de ani. Skinergy, gama Skinergy. De ce? Este o gamă care are extracte vegetale, două ciuperci foarte cunoscute, shiitake. Și după, poate știi, cei vegani în special folosesc aceste tipuri de ciuperci sănătoase pentru pielea de 40 de ani. Dar de ce e important să folosim crema potrivită în funcție de vârsta potrivită? Pentru că fiecare tenul își pierde elasticitatea, tonifierea, odată cu înaintarea în vârstă. Da? La 20 de ani este cea mai frumoasă, tenul cel mai frumos, cel mai radios, cel mai dur, da? Cu cât înaintăm, pierdem colagenul, elastina și, să spunem, pierdem mai multe capacități ale pielii. În mod natural, dar ne putem ajuta de aceste produse exact. Și la interior și la exterior, astfel încât să ne prelungim tinerețea și frumusețea. Da, chiar bine că ai amintit, cei de la Bionike tot timpul tratează in-out. De exemplu, avem un produs supliment alimentar, se numește Well Age, și acum am făcut și buvabil Well Age, în care sunt extracte vegetale foarte bine alese, cu câteva vitamine specifice vârstei, pe care să le iei zi de zi pentru o piele frumoasă și sănătoasă. Aici mai am brandul cel mai bine vândut, My Age, deci peste 50 de ani, și My Age Gold, peste 60, este gama cea mai bine vândută în care. Și mai ales cumpărată de femeile de afaceri? Da. Și chiar m-am gândit, mai de ce? Pentru că e o gamă scumpă. Adică o cremă costă peste 150 de lei, vine până în 200 de lei. Avem și inclusiv ser, cremă de ochi, toată gama. Și m-am gândit, mai de ce? Acum, poate că noi, între 40 și 50 de ani, ca și populație, suntem mai mulți decât alte segmente de vârstă. Da. Și acum suntem la vârsta în care avem și bani. Și vrem să arătăm tinere, nu? Se poate, nu? Absolut. Până la urmă, o cremă bună, sau dacă noi ne îngrijim pielea la fiecare vârstă, da, cu fiecare cremă potrivită, evident. Absolut. Putem noi să evităm intervențiile estetice? Noi acum depinde, pentru că avem și o tară genetică, da? Sunt persoane care genetic rămân frumoase toată viața, da?
chiar și atunci când apar câteva riduri, poate ridurile le fac mai frumoase, da? Sunt persoane în care partea genetică nu le prea ajută. Dacă avem grijă de tenul nostru și facem și puțin sport, pentru că musculatura la un moment dat se lasă și ea, da? Corect. Atunci eu cred că ne putem împăca cu noi. Tinerețea poate să fie aproape. Exact. Veșnică, uite, nu? Pentru aceasta chiar îți recomand tinerilor acest produs, Defense Hidrativ SPF 30. De ce? Pentru că este o cremă hidratantă care are și protecție, pe lângă protecția UVA, UVB și infrared, da, are triplă protecție, are și protecție pentru Blu-ray, pentru ecrane. Pentru acum ecrane. Ziua de asta... Și 90%. Adolescenții. Deci, și da. Chiar o să intrăm pe categorii de vârstă. Deci toate produsele exact. Bionike pe care tu le ai în România sunt pentru copii, pentru femei da. Și bărbați, pentru da. Toate vârstele. Absolut. Uh-huh. Avem de la nou născut pentru copii gama Trider Baby, care este fantastică, uh-huh. hidratantă, miroase plăcut, este un miros non-alergic, da? Este parfumul natural. Avem partea de men, Defense Men, în care avem și pentru ei, să știți, o cremă, un ser anti-age, uh-huh. da? O cremă energizantă și o spumă de ras pe care o recomandăm și de zi cu zi, dar și mai ales persoanelor cu dermatită seboreică. Pentru că partea piloasă corect. Dezvoltă, sau nu neapărat, dar este predispusă la dermatita seboreică, pentru care avem un tratament inovator și rapid. Dar oricum, spunem. Femeia e vedeta da, când vine vorba da, de da. Produsele și cosmetice. Și foarte important că pe lângă toate cremele, da, avem și parte de make-up. Și, de calitate. Da, și make-up-ul chiar acum, din iunie, ne vine nou make-up, uh-huh. care este, față de acesta, este cu îmbunătățiri. Cu acid hialuronic, cu colagen, cu o grămadă de beneficii și toate produsele de acum încolo, cele cu protecție, au inclusiv Blu-ray. E o gamă nouă? Are o denumire nouă? Sau? Nu, tot Defense Color se va numi, numai că se vor schimba, de exemplu, cum e fondul de ten Defense Color High Protection, care este cel mai bine vândut produs, uh-huh. da, cu 30 SPF, acum se va numi Defense Color High Protection cu acid hialuronic. Deci și tot... Are îmbunătățire, cum spuneai, oamenii investesc în cercetare exact. Și dezvoltare. Absolut. E important, mă uit la acest panou cu make-up și trebuie să înțelegem dacă produsele pentru machiaj ar trebui alese pe sezoane, iarna anumite, da. Vara alte acum, produse. Da, deci eu aș alege, de exemplu, iarna produse hidratante, un fond de ten hidratant. Este adevărat că acela are doar 15 SPF. Iarna nu ai nevoie de un SPF foarte mare pentru că nu sunt zile atât de multe însorite. Da? Pe urmă, acnea, indiferent de sezon, trebuie protejată. Și fondul de ten are 30 sau avem cremă solară cu 30 SPF specială pentru acnee. Dermatita atopică, da? Pentru că avem și oameni cu astfel, avem cremă 50+, protecție solară și chiar vreau să vă spun că suntem printre puținii care avem protecție solară cu triplă protecție, UVA, UVB, infrared, iar filtrele folosite sunt cu 50% mai puține decât în mod normal. Mm-hmm. Mă uit la culoarea părului tău și te întreb, Mirela, dacă tu folosești doar produse Bionike. Să știi că da, în cele mai mari, pot să spun că foarte rar mi-am luat un fard de o altă culoare, că n-am găsit un lila, în de exemplu. Voastră, exact. Da, dar în rest folosesc... Deci aveți și vopsea de păr. Da, vopseaua de păr este foarte bună, se numește Shine On, mm-hmm. și ce este important la ea, că este fără amoniac, fără rezorcinol, fără parafenilendiamină, adică este unul dintre coloranții alergizanți. Așa, fără conservanți, fără parfum, fără gluten, testate la nichel. Este adevărat că fiind o vopsea dermatologică, poate nu ține atât de mult ca o vopsea cu amoniac. Da? Pot să spun că cea mai bine vândută este vopsea numărul 1. De ce? Pentru că la vopsea numărul 1 sunt cei mai mulți pacienți pe alergii. Uh-huh. Pentru că numărul 1, negru, se obține prin... amestecul de mai multe culori și atunci cu cât ai mai multe culori, cu atât ai mai multe ingrediente și unul poate fi potențial alergenic. Vom detalia beneficiile produselor Bionike și pe parcursul rubricilor viitoare, dar e foarte important să ajungem și la corp și știm că celulita ne da. Supără pe toate și da. Mai ales doamnele de business care în general au încredere în ele, vă exact. Arată impecabil. Aveți și produse care combat celulita? Da, și avem un tratament complet, exact cum îți spuneam, ei întotdeauna tratează in-out, uh-huh. da? În partea de in au supliment alimentar pe bază de centela asiatică și este un tratament specific în care în primele 10 zile sunt niște butelcuțe buvabile,
Pe urmă ai niște pliculețe de ceai care au inclusiv acid hialuronic și îl bei pe parcursul unei zile, pui în jumătate de sticlă de apă plată și bei pe așa, și apoi avem suplimentul alimentar după, în a 20-a zi, tablete, tot Defense Body, se numesc Redux Cell. Completând, asta e partea de in, partea de out, avem în funcție de gradul celulitei tratament. Da, există mască cu 3 argile pentru celulită și se ține jumătate de oră pe zonele afectate, după care se trece la tratamentul clasic, masaj cu fluidul anticelulitic. Și cine a încercat știe că acel fluid anticelulitic are efect 24 de ore, îl va simți pe piele acționând. Acum mai nou au făcut special și pentru acasă. Avem un dispozitiv special cu role pe care să ți-l aplici singur acasă, când nu ai timp să mergi la masaj. Iar pentru celulită și pentru tonifiere chiar avem special un gel și pliculețe. Sunt o gămadă, se numesc Defense Body, da? Întotdeauna lupta pentru corp, cu efecte foarte rapide și benefice. Foarte interesant, ajungem către finalul acestei rubrici. Îți mulțumesc tare mult, Mirela Moraru, că aduci frumusețea în antreprenoriat și mai mult decât atât, ai grijă și de cifrele din businessul tău. Mulțumesc! În această ediție de Business la Superlativ vom vedea cum ne alegem partenerii de business sau colaboratorii și angajați în funcție de trăsăturile feței și de voce. Sunt în platoul nostru doi experți de profil, Grațiela Popescu. Bună seara, bine ai venit! Bună seara, bine v-am găsit! Expert în fizionomie și atitudine vocală. Da, așa este. Și de asemenea Cristian Dumitrache, expert în atitudine și fizionomie și de asemenea consilier în leadership. Bună seara, mulțumesc! Bună seara, mulțumesc pentru invitație! Este o ediție specială pentru că vreau să vedem exact cum arată piața în care voi activați. Vorbim despre o ramură nouă de afaceri, nu doar în România, cred că și în Europa și la nivel mondial. Cristian, te rog, ce înseamnă profilingul de business? Profilingul de business pleacă de la o nevoie mai veche a departamentului de resurse umane de a găsi omul potrivit în echipa potrivită, astfel încât să dea randament cât mai mult, adică să avem acei indicatori ai business-ului performanți, cum ne-am dorit. În ultimii ani, foarte mulți seniori s-au prins că mai degrabă recrutez sau aduc pe cineva în echipa mea sau promovez din ceea ce am într-o poziție de leadership o persoană care se potrivește din punct de vedere al personalității cu cultura companiei, cu cultura poate să fie a acelei echipe, cu personalitatea liderului, eventual cum s-ar înțelege cu colegii, clienții, inclusiv dacă este acel avatar de client, această persoană mai ușor ar vinde către tipologia respectivă de client față de cealaltă. Și de aici, de unde a plecat nevoia asta? De la faptul că testele care există de ani de zile în piață, nu că nu sunt bune, sunt foarte bune, dar cum niciun instrument nu are o acuratețe de 100%, inclusiv fizionomia, este vorba de un extra, da, instrument, să-l numim astfel, încât pentru o verificare, dublă verificare. Deci, acum câțiva ani de zile eram într-o conferință mare, prezentam în fața 400 de HR un subiect pe recrutare și vorbeam de zona aceasta de fizionomie și profiling. Și am întrebat de ce candidații, cei mai tineri din ziua de astăzi, știu să răspundă exact ceea ce căutăm noi în acele teste, iar după 2-3 luni se dovedește faptul că nu e cam ceea ce a ieșit în test. Și i-am întrebat de ce. În cor, dacă tot să vorbim de muzică, mi-au răspuns, au Google și mai ales sunt firme care și pregătesc să răspundă ce ar trebui. Bun, e foarte importantă această introducere pentru că acum trecem la profilul vostru profesional sau de antreprenor și te întreb, Grațiela, împreună cercetați și analizați vocea și trăsăturile feței pentru oameni politici, pentru oameni de afaceri, pentru vedete și nu doar. Mă gândesc că și pentru infractori, dacă există cerere. Dar, te întreb, cine ești într-un minut, dacă ar fi să-ți alcătuim profilul profesional dincolo de activitatea ta curentă? Sunt, da, antreprenor, profesor și, într-adevăr, expert în comunicare. De mică mi-a plăcut să citesc oamenii și să înțeleg, dincolo de cuvinte,
altceva, da? Pentru că mă trezeam răspunzând nu la cuvinte, ci la vibrația pe care o simțeam din spatele cuvintelor. Și am vrut să intru în detalii și să cercetez în amănunt, asta am și făcut, am tot parcurs o călătorie transformațională în acest sens și am descoperit extrem de multe lucruri fascinante de-a dreptul. Despre oameni și despre viață. Și despre sunete. Cristian Dumitrache, cine ești într-un minut, dacă ar fi să-ți alcătuim profilul de antreprenor? Mă interesează personal și cred că și telespectatorii, cum îți dai seama că acest gen de business, de activitate, este potrivită pentru tine? Cum ai reușit tu? Eu vin dintr-o familie de ingineri, iar formarea mea, background-ul este de fapt de matematică, fizică, informatică, zona asta foarte practică. În continuare, în ziua de azi, mai am clienți în zona de consultanță IT, să spunem. Bine, mult spus IT, de zona de date, mai exact. Și datorită acestei nevoi de a vedea ce e dincolo și chiar dacă eu credeam că tot timpul 1 plus 1 fac 2, am descoperit ulterior, nu la facultate, că e mai mult de atât. Uh-huh. Și avem zona asta de emoții care se văd atât în voce cât și în trăsăturile feței, pentru că ai nevoie de alt instrument. De asta am tot căutat de-a lungul carierei mele, de expert în educație, pot spune că de peste 18 ani activez în această zonă și antreprenor, că tot povestea colega mea de zona asta de antreprenoriat. Am avut ocazia să lucrez cu oameni de pe toate continentele, ce pot spune că da, cam toți au aceleași trăsături fizionomice, chiar dacă ținem cont de rasa, uh-huh, de cultura din care vin, dar toți au o voce care poate fi citită, toți au 43 de mușchi la nivelul feței care pot fi analizați corespunzător și eu cred foarte mult în eficiență și în transparență. Când zic eficiență, mă refer inclusiv la aceste instrumente care presupun, într-adevăr, o pregătire a experților înainte de a evalua, să spunem, pe cineva. Și nu am nevoie să-i dau acelui om un test, să-l pun să scrie, să mă duc în zona asta de date din spate, să cercetez, ci pur și simplu ascult o voce sau analizez anumite trăsături sau fotografii sau live persoana respectivă, cum facem în interviuri, și venim apoi cu o înțelegere mai profundă a acelui personaj. Foarte interesant. Cu alte cuvinte, mă scuzați, ceea ce vezi și ceea ce auzi înseamnă mai mult decât ceea ce există. Pentru că mulți oameni rămân așa blocați în ceea ce văd, este tot ceea ce există. Și asta poate să fie o eroare. Bun. E un business. Până la urmă, voi oferiți servicii de consultanță în acest domeniu. Analizați tipologii de oameni sau de companii, eu știu, în recrutare și negociere, și pe asta o să ne axăm. Dar cum arată acum piața în care voi activați? Pentru că înțeleg că sunteți, nu știu dacă e businessul comun, dar sunteți colaboratori împreună, livrați, furnizați astfel de servicii. Mai sunt experți ca voi, mulți în România? Pe voce, cred că produsul pe care eu îl promovez ar putea să fie unic în România. De ce? Pentru că îmbin atât cunoștințele mele despre sunet, comunicare, cât și despre fizionomie. Și din câte știm, doar noi putem face asta în momentul actual. Monopol, Cristian? N-a spune neapărat monopol. În ceea ce o privește pe Grațiela, cu siguranță că da, dar că tot vorbeam de erori mai devreme, probabil sunt și alți oameni care fac acum acțiuni similare. Uh-huh. Ideea este care e gradul de acuratețe. Din nou venim în zona de cifre care mă pasionează de mult. Care e gradul de acuratețe? Adică cât de mult ceea ce analizez și interpretez ca rezultat se dovedește a fi real sau se întâmplă mai departe. Da? Uh-huh. Că pățim destul de des, mai ales cu clienții pe care îi întâlnim pentru prima dată și avem o colaborare. Cei care prima dată ne contactează pentru această latură profesională, după ce văd că ceea ce am spus noi, 6 luni, un an, poate chiar mai devreme, chiar se întâmplă, adică mă refer la, spunem, punctele forte, respectiv punctele slabe, inclusiv dinamica în echipă acelui candidat, ulterior au încredere în metodă și mulți ne întreabă din zona lor personală. De ce? Adică pentru mergem pentru business, după care spun, auzi, dar uite-te la o poză cu soțul meu sau cu soția mea. Mai avem lucruri de genul, m-am căsătorit bine și eu întreb, dar bine, după 20 de ani aveți și copii, ce mai contează acum? Da. Bun. Revenim acum la procesul de negociere și de recrutare, întâi de toate, Grațiela. Oamenii vin către voi, companiile sau, eu știu, agențiile de HR să
vă dați ok-ul sau nu pentru un candidat sau pentru mai mulți candidați. În general, pentru ce tipologie de angajați au companiile nevoie de serviciile voastre? Nu știu, manager de top sau orice angajat de bază? Aș putea da, să... Da, sigur. Poate, rog, voi, ci, voi completa. Așa. În general, zona asta de profiling pe care o facem împreună e în special pentru pozițiile de top. Acolo suntem noi chemați, să spunem. De la fie CEO, dar și conducător de business, sunt proprietarii care vor să se retragă, că e un CEO founder care zice vreau să fac un pas în spate, am nevoie să aduc pe cineva în locul meu, inclusiv în zona asta de top management, cât și în poziții cheie din companie. Inclusiv am fost abordați pentru zona de assessment center, de development, adică da, avem acest set de instrumente clasice, le putem spune, că noi facem și genul ăsta de servicii cu alți colegi pe care avem, da, dar avem nevoie de un double check, avem nevoie de ceva care este mult mai rapid. Întâmplător sau nu, acum 2 săptămâni am avut de data asta într-o țară din America Latină, în limba spaniolă, un workshop cu psihologi clinicieni care au de evaluat în următoarele 3 luni de zile 6.000 de recruți în zona de armată. Întâmplător era chemat și un domn capitan din zona de intelligence și au participat la întregul workshop urmând ca să-i învățăm câteva trăsături care descoperă acele atribute psihologice, să spunem, comportamentale pe care ei le caută. Da, în zona de, hai să spunem, comportamente de delicvenții, în partea asta de obediență și nu numai. Și acum, ne raportăm, să zicem, ca un mini-studiu de caz, deși cu siguranță o să mai avem o ediție împreună pe exemple de antreprenori din România, însă eu vreau să mă retrag din business, da? La un exemplu, mă numesc Mihaela Ionescu, am 55 de ani, cred că am experimentat suficient, vreau să-mi văd mai mult de viață, să văd business-ul cumva din umbră, caut pe cineva care să întrunească calitățile mele, defectele mele, nu știu, atenția mea la detalii. Bine zis, în primul rând facem un diagnostic al diagnosticul tău, dacă e să mergem pe această poveste și te întrebăm, ok, cum vrei tu să arate business-ul tău peste, nu știu, 5 ani, 10 ani, chiar dacă pare o întrebare clasică. De ce? Că poate toate abilitățile pe care le ai tu până acum și modul tău de a fi, suma a comportamentelor, emoțiilor, gândurilor, partea asta de metacogniție pe care am menționat-o în edițiile anterioare, te-au ajutat să ai succes până în momentul de față. Întrebare, aceleași comportamente sau aceleași set de trăsături te pot ajuta pe tine sau pe cineva care ți-ar semăna, da, să aibă rezultate și peste 50 ani? Definim ceea ce îți dorești tu și apoi căutăm în acord cu ceea ce ți-ai dori o persoană care să întrunească cât mai multe din cerințe. Când mă refer cerințe, nu mă refer doar la cele tehnice pe care le putem verifica, ci mai ales la cele legate de comportament. De ce? În business este foarte importantă pregătirea tehnică, într-adevăr, dar mai importantă la acest nivel este acea compatibilitate. Unu, odată cu cultura, da, companiei, pentru că sigur ai dezvoltat o cultură a companiei tale. Corect. Mai ales la antreprenori, de ce mai multe ori cultura companiei este oglinda culturii, a personalității proprietarului. Da? Și apoi mergem mai departe în zona asta, da, se potrivește acea personalitate cu ceea ce îți dorești tu și vedem dacă sunt posibile, de exemplu, disensiuni, posibile conflicte, tensiuni, pe care le putem dinainte, nu neapărat dezamorsa, cât le putem prevedea, putem spune. Iar Grațiela, e foarte important. De exemplu, pentru un manager de top, CEO de companie, așa cum spunea și Cristian puțin mai devreme în exemplu analizat, cum ar trebui să fie vocea unui manager de top sau unui antreprenor de succes? Ridicată, joasă, echilibrată, depinde de situație sau? Da, de multe ori vocea se mulează în anumite contexte, dar trebuie să știi să o faci. Ca să știi să o faci, trebuie să îți cunoști vocea. Pentru asta este nevoie de foarte multe ori de o hartă a vocii, așa o numesc eu, adică, pe scurt, să afli care este ambitusul tău, ce distanță cuprinde vocea ta, care este cel mai grav sunet pe care îl poți emite și care este cel mai înalt sunet pe care îl poți emite. Înalt, da? Nu înseamnă grav.
Înalt înseamnă voce subțire, da? Sunete înalt, așa spunem noi muzicienii, adică notele care se aud foarte subțire. Jos, grav, da? Când vocea coboară în mod natural pe piept, cum spuneam, pentru asta este bine să-ți antrenezi și respirația, adică să fii sigur că ai o respirație abdominală care să-ți susțină vocea gravă, considerată a fi sigură. Da? Un antreprenor, în general, își coboară în mod natural vocea. Mulți, nu știu dacă sunt, vorbesc prea cu încredere, nu știu dacă sunt conștienți de procesul acesta prin care trec. Uh-huh. Și multe femei se trezesc, antreprenoare, bineînțeles, personale de față se exclud. Se trezesc... Și Maria Ionescu, da. Mihaela. Da, da. Că își coboară vocea și că devin mult prea autoritare chiar cu cei dragi și vin cumva în sesiuni și îmi povestesc. Vezi că sunt percepută ca fiind prea autoritară inclusiv în viața de familie. Ce să fac? Și atunci, ce să facem? Lucrăm la urcarea vocii pentru cei deci, dragi. Vocea e ca vestimentația. Da, mă duc absolut. Cu copilul la grădiniță, am o voce, merg absolut. La birou, am o altă voce, este în weekend cu prietenii, am o altă voce. Așa este. Așa ar trebui. Da. Cred că așa și putem. Este. Așa da. Și este. Da. Bun. De ce ar trebui să existe această corelare între trăsăturile feței și voce? Sau ea există în mod natural, Grațiela? Și te întreb, poți auzi un antreprenor, că tot vorbim despre acest domeniu, fără să-i vezi fața și să-ți dai seama cum arată și fără să se prezinte, doar, nu știu, să asculți un pasaj, să-ți dai seama care este domeniul lui de activitate, ce vârstă are și chiar și ce nivel de business sau chiar profil? Foarte bine punctat, mulțumesc pentru întrebare. Vocea transmite extrem de multe informații, inclusiv despre vârstă. Poți să-ți dai seama când un om este obosit, că a ajuns la o anumită vârstă și nu și-a protejat vocea, nu a făcut pauze vocale, a vorbit mult, a mâncat, eu știu, semințe sau a băut apă minerală în exces și atunci vocea normal că se va resimți, da? Va fi obosită. Pot estima, nu pot să spun neapărat cu acuratețe, dar mă duc în zona aia, iar faptul că știu trăsături de fizionomie da. Mă ajută și mai mult în... Dar nu ghicirea viitorului, ci în identificare. Da. Și foarte chiar interesant. Să fac o caracterizare eficientă. Super, deci cu alte cuvinte, spune-mi cum vorbești ca să spun ce afacere conduci. Și cine ești. Da. Noi avem o campanie denumită Sprijinim Economia României, dar până la ajunge fix la această campanie, te întreb, Cristian, dacă ceea ce faceți voi este un business profitabil și cum reacționează clienții voștri, dat fiindcă în piață nu există așa o concurență foarte mare, astfel încât să poți compara. Vă legați de bariere de preț în momentul în care lăsați o ofertă? Nu. A spune până acum că n-am avut astfel de situații. De ce? Pentru că explicăm celor cu care interacționăm, uite, asta e valoarea pe care noi ți-o oferim. Da? Valoarea e diferită un pic de preț. Cam asta se întâmplă de cele mai multe ori. Însă, realitatea este că în momentul în care noi le arătăm cât de simplu și cât de eficientă e această metodă, de multe ori ce pățim? Ne arată o fotografie a unui angajat sau unei persoane pe care nu o cunoaștem sau ascultăm o voce, da? Uh-huh. Și în momentul în care începem să descriem cu acuratețe destul de mare, se opresc și zic ok, aș putea să folosesc aici, aici și aici. Unii dintre antreprenori merg inclusiv în zona personală pe care o menționai mai devreme, dar unii dintre ei aleg chiar să nu doar să evalueze sau să-și ajute angajații, ci inclusiv să-i pregătească. Gândește-te un pic în zona asta de... ai menționat negociere. În zona de dezvoltare de training în corporații, atât și în zona antreprenorială, noi trainerii, să spunem așa, venim cu diverse metode, diverse instrumente, că este metoda DISC, că e SPIN, că e nu contează, da? Însă de cele mai multe ori aceste metode au o acuratețe și o eficiență nu foarte mare. De ce? Nu există acel copy-paste special pe care îl numesc eu din Excel, ci exact ce spunea Grațiela mai devreme, unul este foarte important contextul și adaptarea acelui instrument la individul pe care îl ai în fața ta. Și exact cum ai menționat mai devreme, poate unele persoane au nevoie de multe detalii, altele nu. Da? Și îți dai seama din și există un risc. Da. Da. Atunci când te mulezi prea mult pe așteptările celorlalți și îți modulezi vocea în fel și chip, uiți oarecum cine ești și îți poți pierde autenticitatea. Și aici apar alte erori, inclusiv în gândire, în modul de a te exprima.
Da. Foarte interesant. Înțelegem că se câștigă bine din acest domeniu. Suficient încât să... putem să spunem că trăiești din asta, dar n-aș vrea să ne gândim că e exclusiv din... Adică e o vocație pentru voi, întâi de tot. Da, dar este un alt instrument pe lângă ceea ce avem deja. De exemplu, îți împărtășesc, acum câțiva ani de zile, când am început cu zona asta de fizionomie, fără să o legăm de business, era pe principiu, ok, ghicit în palmă sau ce altceva, dar se duceau oamenii... Pseudoștiință. Da, de servicii de consultanță, complet. Da, și experiența pe care o avem de atâția ani de zile în business ne ajută să putem face o corelație între metoda aceasta de motivare, de vânzare, de negociere, de ce anume vrei tu, modele pe care noi deja le avem în companii sau fiecare companie are structurat, că este un proces de onboarding al angajației, un proces de recrutare. Și apoi venim, ok, noi venim cu această informație pentru a oferi o acuratețe și mai mare a instrumentelor pe care voi deja le folosiți. Super! Da? Revenim la procesul de negociere și de recrutare și vreau să vedem ce spun ochii sau ce spune nasul unei persoane despre rezultatele din business. Revenim, Cristian și Grațiela, împreună, vocea, ochii, sprâncenele ridicate sau înseamnă că luăm deciziile în mod rapid? Bună întrebare. Legat de sprâncene, ar trebui să specific ceva ce de ceva de care ne lovim de fiecare dată, mai ales cu un public preponderent de doamne. Și da, sprâncenele au legătură cu luarea deciziilor în general, dar nu 100%. Însă doamnele ne spun, da, dar eu mă pensez. Corect. Eu mă duc la cosmeticiană, îmi face mie sprâncenele. Și zic, da, e în regulă, dar de cele mai multe ori acele retușuri care se fac, că este vorba de microblading, de laminare, de bleaching, de pensat, tatuat, desenat și mai departe, toate acestea, de cele mai multe ori, au loc pe forma inițială a sprâncenii. Da, am avut și situații în care musculatura era undeva mai jos și acea doamnă, era într-o capitală europeană, avea tatuate, știți, sprâncene de McDonald's? Da, acelea, așa, ce caut eu cu mine, ce caut eu în viața mea, da? Cam așa era, dar astea sunt cazuri mirate. Mai extreme. Da, exact. Foarte. Fix asta înseamnă, mirate. Deci de fiecare dată când ne mirăm, ridicăm zona asta de musculatură și ajungem să desenăm niște... Bun, și în momentul în care iau deciziile rapid, sunt un pic mai ridicate, în sensul că mușchii mei sunt mai antrenați, în sensul că, nu știu, primesc o ofertă, primesc un e-mail și citesc cu atenție. Asta înseamnă că ridic... Dezvoluim un pic rapiditatea sprâncenelor. Ne referim la unghi. Dacă la una sau la cele două sprâncene, dacă ne uităm atât colega mea cât și eu mai mult pe dreapta, la tine nu văd sprânceana pe stânga, dar se vede acum, da, și la tine mai degrabă pe stânga decât pe dreapta, deci cu cât este mai ascuțit acel unghi, înseamnă că persoana are o ușurință mai mare în luarea deciziilor, dar nu este vorba despre a lua decizii bune sau rele, ci cât de repede le iei. Exact ce ai făcut acum, această mișcare din lateralul frunții, cu cât o facem mai des, cu atât practic mecanic îți formează acest lucru. Și e bine să luăm deciziile rapid, Grațiela? Eu aș... Mă rog, nu completa, dar te susțin în ceea ce spui. Bine sau rău, nu suntem aici să spunem asta. Cred că totuși trebuie să te adaptezi. Asta altfel e chinuitor pentru tine și pentru ceilalți. Să stai foarte mult timp în așteptare. Da, bineînțeles. E vorba de context de cele mai multe. Vocea în luarea deciziilor sau vocea în negociere, dacă ne raportăm la negocierea bărbat-femeie, nu știu, pentru obținerea unei oferte, pentru obținerea unui spațiu, pentru, abar n-am, un business nou, da? O fuziune. Cine vorbește mai sus? Cine vorbește mai jos? Cine are sprâncenele mai ridicate și cine zâmbește mai mult? Bun. De zâmbit nu pot să spun exact, dar de vorbit mai tare, în general, când spun tare, mă refer la intensificarea volumului, da? Apare un fel de crescendo, spunem noi, muzicienii, și o tărie în voce, nuanță puternică, forte, spre fortissimo, persoanele care se și emoționează. Atunci când sunt implicate emoții, când e o luptă acolo, nu știu dacă neapărat de viață și de moarte, dar atunci când negociezi, te afli într-un proces, da? Se întâmplă ceva. Și atunci, evident că te emoționezi și că vocea te acompaniază, da? Vocea este portalul către celălalt și contează foarte mult cum o faci. Și atunci când, nu știu, când lași emoțiile la suprafață, uneori vocea și urcă, așa, crește gradat pe scara sunetelor. Da, da. Și asta se întâmplă frecvent cu toți oamenii, nu neapărat cu cei antrenați. Mulți
cum am zis anterior, nu conștientizează că fac asta. Cât despre sprâncene, atunci când sunt, da, mirați, te rog, da. Știu că îți place, deci continuă. Apropo de sprâncene, e interesant cum e conectat totul, adică ceea ce spune Grațiela despre sunet are echivalentul ăsta în zona de fizionomie, pentru că până la urmă spuneam de metacogniție, adică gândurile și cuvintele pe care ți le spui zilnic, respectiv ele generează, culmea, aceleași alegeri, că tot vorbim de decizii și alegeri, ele la rândul lor au ca rezultat aceleași comportamente, acțiuni care mai departe generează aceleași situații. Și situațiile astea au ca rezultat emoțiile pe care le menționai, emoții care din nou influențează gândurile. Tot acest cerc înseamnă realitatea noastră de zi cu zi. Și dacă tu, cel puțin când gândești, cum te comporți și emoții, îți folosești musculatura și vocea, automat repeți. Și pentru noi este foarte ușor să detectăm aceste realități. Iar eu recunosc un repertoriu. Da, există un repertoriu care formează tărâmul normalității în care te afli. Și toată lumea are un anume tărâm, da? Doar că unii reușesc să-l depășească, să înțeleagă, să-și dorească altceva și să lucreze mai mult. Cum arată acest tărâm, de exemplu, pentru un om de business? Din punct de vedere vocal, o voce fermă, sigură, autoritară, cum am spus mai devreme. Adică în momentul în care, să zicem, că ai negociat tu cu cineva, așa, deja ești și expert și antreprenor, ești partea cealaltă, ești partea feminină, te întâlnești cu Cristian, pe care nu-l cunoști, îl vezi pentru prima dată, îți dai seama, Cristian a venit la negociere, a fost tensionat și a băut cafeaua la ora 9 dimineața, după care s-a dus la birou, s-a certat cu 3 persoane, după care s-a dus și a dormit, sau eu știu, a fost la spa, după care a mai citit puțin despre procesul de negociere și a venit la întâlnire, nu a întârziat. Bun, foarte bine, un comportament excepțional. Cearta sau cum mica tensiune de la birou? Se simte tensiunea de la birou, se poate simți în glas orice tensiune, da? Este vorba de energie, de vibrație și nu ai cum să nu o simți, poate doar că nu ți-o explici, dar cum am zis, mulți răspundem la vibrație, nu neapărat la cuvânt. Uh-huh. Da? Ne trezim acționând sau comportându-ne într-un anume fel, pentru că persoana respectivă transmite o stare de tensiune și atunci, chiar dacă ea este, încearcă să fie corectă, să aibă un limbaj, nu știu, cât mai frumos, cât mai bine ambalat, da? Dar dacă transmite o stare de tensiune prin ceea ce e, atunci la asta răspunzi. Bun, ne întoarcem un pic la mediul de afaceri și e important să înțelegem din ce domenii vin clienții sau companiile care apelează la serviciile voastre, IT, economie, modă sau? În general, avem atât din corporații cât și din antreprenoriat, dar sunt acele persoane care au o înțelegere mai profundă a vieții și au încercat deja multe alte instrumente. Această abordare pe care noi o folosim, ne place să spunem, ce puțin în momentul de față, că este una de top, crem de la crem. Nu poți să vii să vrei să te dai cu racheta spațială când nu poți să mergi pe bicicletă, dacă e să o luăm așa. Ceea ce înseamnă că, în general, sunt oameni care au încercat diverse tehnici, metode. Avem oameni inclusiv cu pregătire oarecum din sisteme de securitate, poliție și nu numai. Da, ei au fost pregătiți într-un anumit fel. Vin apoi în mediul mai pot fi detectați? Odată ce au fost antrenați să nu fie detectați? Să fie invizibil cam greu. Că mai suntem întrebați apropo de asta la interviuri. Nu e așa că dacă nu fac nicio mișcare, nu zic nimic și sunt poker face, nu știi nimic despre mine? Și ne întreabă asta din perspectiva microexpresiilor, a mișcărilor. Și am zis, dacă nu spui nimic, taci și doar mă uit la fața ta, știu cel puțin 80 ceva la sută din ceea ce ești tu. Dacă mai și vorbim, ne ducem peste 90. Nu ajungem la 100%. Asta vreau să clarificăm, pentru că pentru nimeni, unul, nu cunoaște viitorul, da? Și acest 100% nu există. De ce? Avem întotdeauna, ai un factor surpriză, ai liberul arbitru, ai factorul uman care, da, în momentul respectiv, cred că mai ușor din voce să-și dea seama, de exemplu, Grațiela, de o schimbare care a avut loc de curând sau foarte rapidă, decât din fizionomie. Și acolo se vede, dar ca să schimbi, de exemplu, o formă de ochi în alta, ai nevoie de zeci, sute mii de mișcări.
la, inclusiv la nas, că tot era mai devreme acel clip cu nasul. O să povestim de un experiment făcut la Universitatea din Granada din 2012 în curând. Bun, foarte scurt, mai avem vreo 2-3 minuțele și e important să înțelegem legat de nas, așa foarte, foarte scurt, uitându-te la un nas, dacă e mai lung sau dacă e asimetric sau dacă e nasul perfect, bine, acum fără, în mod natural, fără intervenție, ce spune nasul perfect? Nu știu dacă există nasul perfect. Delicat, nasul... nu știu, fără asimetrii și așa mai departe. Cred că te poate descrie forma nasului. Poate spun prea mult, să mă contraziști, te rog, dacă ți se pare că spun prea mult. Un nas al oricăruia dintre noi de aici. Da. Noi, poți încerca, doar să nu spui și am înțeles. Toate secretele. Noi mai râdem între noi. Te rog, analizează-l pe al meu. Da. Hai să și învățăm un pic telespectatorii noștri câteva detalii. În primul rând, dacă vezi de la același nivel, te uiți în ochi în ochi cu interlocutorul tău și reușești să-i vezi nările, cu cât vezi mai mult din nări, din față, da? Predispoziția acelei persoane către generozitate, către a cheltui resurse, către zona asta de a le împărți, să spunem așa, fără a aștepta ceva în schimb, este mai mare. Versus cineva care... căruia nu îi se văd nările, are această tendință de a economisi, de a fi mai calculat în ceea ce privește resursele. Vorbeai de asimetrie, că povestim după emisiune, dar da, toți avem asimetrie. La o persoană nara stângă se vede mai mult, la cealaltă mai puțin. Și asta tot înseamnă așa. Ceva. Da. Și tot vorbea apropo de nas, lungimea, miturile pe care le avem din... Și cum este? Am nas bun, în sensul că miros bine oamenii, nu? Da, dar e bine, nasul bun înseamnă că e un pic mai mare. Dar, asta înseamnă abundent. Nas bun, dar înseamnă, depinde acum ce înseamnă mai mare. Poate să fie înălțime, lungime, diverse dimensiuni. Dar dacă ar fi să ne uităm, să ne aducem aminte de Pinocchio. Da? Și faptul că avem un nas mai lung, dar de aici vine ca o adiție, ajunge să crească. În 2012, în Universitatea din Granada, la Departamentul de Psihologie și Cercetare, au făcut următorul experiment. Au fost luați mai mulți subiecți, conectați la poligraf și în același timp erau filmați cu o cameră termosensibilă. Și erau puși să mintă. Poligraful detecta, bineînțeles, știm că și poligraful are un grad de acuratețe nu tocmai mare, și în timp ce ei făceau acest lucru, validat într-un fel sau altul de poligraf, activitatea cea mai profundă la nivelul feței era vârful nasului și colțul interior al ochilor. Atentă. Pe scurt, cel mai mult, cu cât deci era o mișcare a mușchilor acolo, cu cât folosim mai mult, practic crește această lungime a nasului. Da? Bun. Noi ajungem la final și vă mulțumesc mult de tot. În ediția viitoare, cu siguranță, vom analiza pe studii de caz personalități de business din România și vom vedea exact ce ne spun trăsăturile și vocea domnilor lor. Vă mulțumesc foarte mult! Și noi mulțumim! Mulțumim! Seară bună! Vă mulțumesc și dumneavoastră că ne-ați urmărit. Sunt Flori Stoian și vă dau întâlnire luni la aceeași oră 20, dar la emisiunea de actualitate La Zi. În continuare aveți emisiunea Știrea Cea Bună, prezentată de colegul meu Cornel Dărvășan. O seară excelentă tuturor! Această emisiune a fost oferită de Maurer Imobiliare și Bionike.